Out of the Box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bun găsit tuturor! Sunteți la Out of the Box, programul care vă pune de multe ori credințele la încercare. Invitatul meu permanent este Laurent Balint, specialist în marketing, om care publică constant articole de specialitate în publicații de marketing sau publicații sportive. Salut, boții! Mulțumesc! Bine ai venit alături de noi! Salut, Catherine! Știi, astăzi mai ai surprins, mi-ai spus așa, vrem să luăm câteva vorbe, expresii, proverbe, unele dintre ele românești, care nu numai că își pierd din actualitate, dar de fapt ne încurcă foarte tare în societatea modernă. Și că trebuie să le dăm o nouă perspectivă sau pur și simplu să nu le folosim. Da, pentru că sunt vorbe care formează modul de a gândi, care influențează modul în care oamenii gândesc și acționează în societate. Și sunt niște reflexe la care apelează de foarte multe ori în viață. Și sunt situații în care îmi vine să nebunesc când aud pe cineva apelând la astfel de vorbe. Ia să vedem, care e prima care te nebunește? Nu este fum fără foc. Nu este fum fără foc. Adică domne e ceva adevărat acolo, că altfel nu s-ar vorbit despre asta. Păi, da, adică ar trebui n -n -n? să existe o bază în realitate dacă se vorbește despre asta, dacă da. e pe Facebook, dacă e tot. Nu. S Mama mea, poate a fost odată a avut ceva adevăr, dar astăzi. Uh, poate să iasă foarte ușor fum fără foc. Și de fapt, iese fum fără foc în fiecare zi, în fiecare secundă. Oamenii astăzi au acces la platforme care le permit să creeze fum cu un efort minim. Pot să-mi fac astăzi 10 conturi de Facebook și de pe 10 conturi de Facebook să zic același lucru și dintr-o dată devine... A, ah, pe noi e fum fără foc. Trebuie să fie ceva la bază. Nu, nu e nimic la bază. Sunt 10 conturi de Facebook ale unui individ care vrea să... <laughs> Și te referi atunci la așa-numitele fake news, de fapt informații trunchiate, greșite, dar nu da, trunchiate. care pot fi da. legate de societate la nivelul său, sau despre un individ, despre un vecin de bloc. Despre... Deci nu trebuie să o gândim neapărat la scară mare. Poate să fie și la scară mică. Deci minciuna și falsificarea există, trebuie să le avem în vedere, sunt o problemă mare a societății noastre și trebuie să învățăm să ne analizăm sursele de informații. Da. Adică ne trebuie un anumit tip de educație, căci fum, să stabilim asta, fum fără foc, poate să iasă foarte clar. Adică poți fi mințit și sunt zone din societatea românească care mint în permanență. Absolut. Este și un... nu numai din societatea românească. Da, și este un reflex periculos în care de multe ori nici nu ești atent. Că de asta zic că trebuie trebui eliminate din uh, discursul public și din societate, pentru că tu nu ești atent, tu apelezi la ele automat, ești pe pilot automat. Tot te lovește o informație și pe pilot automat lasă-mă că nu este fum fără foc, e ceva acolo și începi să-ți faci o părere greșită despre un subiect sau despre o persoană sau despre o comunitate uh, pentru că nu e așa, nu este fum fără foc. Bun, să mergem mai departe. Alta care ți-a plăcut era cine se scuză se acuză. Wow! Deja vorbim și am vorbit și noi în emisiune despre importanța de a învăța din greșeli, de a, de a ne asuma greșelile, de a povesti despre greșeli, de a le explica. Doamne ferește, cum adică dacă te scuzi, te acuzi? Vrem o societate în care să povestim despre greșeli, să nu le mai ascundem, să nu le băgăm uh, uh, supreși. Și vrem o societate în care oamenii să fie capabili să asculte punctul de vedere al celui care vorbește și care se scuză. Atenție, toți facem greșeli în diferite uh, momente. Atitudinea față de greșeli este foarte importantă. Greșeala onestă, asta să subliniem. Că e vorba de o greșeală onestă pe care la locul de muncă sau acasă trebuie să o tratezi da. cu atenție. Adică da. dacă te scuzi, nu înseamnă că ai făcut uh, uh, mare lucru. Păi nu, uh, scuzele simple nu disculpă pe nimeni. Uh -huh. Trebuie să asculți pe om și să asculți constructiv. Adică să iei constructiv. Dacă mergem pe pilot automat cu cine se scuză, se acuză, păi dintr-o dată reflexul este de a nu vorbi despre asta, de a o îngropa, de a hai să lăsăm, stăm sub autobuz o perioadă, expresie clasică, stăm sub autobuz și na, trece, pe care ieșim. Băi nu, am vrea să avem o societate deschisă în care să putem să vorbim. Lauda de sine nu miroase bine. U una dintre favoritele mele pentru că de foarte multe ori în viață am avut situații în care trebuia să ne prezentăm în diferite situații. Și ascultam pe oameni, da, de ce nu spui despre tine lucrurile frumoase care te caracterizează? De ce nu zici lucrurile pe care le faci? De unde această modestie? Cum vrei să aibă oamenii încredere? Atenție, în ziua de astăzi, mai mult decât în trecut, contează cine o zice. A contat tot timpul. Dar astăzi contează cine o zice. Și este foarte important să-ți câștigi. Dreptul de a fi ascultat, de, dreptul de a uh, ți se cere o părere. Și asta înseamnă să vorbești despre tine, să te lauzi, dacă uh, folosim cuvântul din uh, lauda de sine sa bine. Spune lucrurile despre tine. A, nu minți, nu exagera. Dar spune despre tine. Și există o mare reticență tocmai din asta. Băi, lauda de sine în lumea asta. Bine, lasă că nu spun eu lucrurile astea. Suntem obișnuiți, suntem crescuți să nu ne prezentăm realizările și să așteptăm lauda altora. Ori în societatea modernă și în lumea adevărată, din punctul meu de vedere, asta nu se întâmplă sau se întâmplă prea puțin. Le spun și eu oamenilor și colegilor mei mereu că dacă vrei să se întâmple ceva trebuie să te duci după lucrul respectiv sau chiar dacă vrei o funcție, vrei... Măriri, onoruri, știu eu, chiar bani, trebuie să te duci să faci ceva, pentru că foarte rar în viață vei primi o recunoaștere în care cineva va veni și va spune, boții, ești extraordinar, ia toate lucrurile astea de aici, că le meriți. Da. <laughs> nu. Da, uh, și e foarte important cum pui problema și e foarte important cum te prezinți. Uh, uh, este celebrul Elevator Pitch, este discursul din lift. Să-ți uh, uh, închipui că ești cu persoana cu care vrei să faci un proiect, cu care vrei să-i vinzi ceva sau cu care vrei să te angajeze și ai, ai intrat în lift cu persoana respectivă și de la parter până la etajul 10 trebuie să te prezinți fiecare dintre noi ar trebui să aibă pregătite lucrurile pe care vrea să le spună în cele 30-45 de secunde pe care le are la dispoziție. Să știi exact ce vrei. Eu întotdeauna o să povestesc despre copilăria mea, despre faptul că am ieșit pe stradă pe 22 decembrie copil fiind să dăm jos pe Ceaușescu, l-am dat jos și de atunci știu că dacă vrei cu adevărat se poate și asta este motorul meu de viață. O să povestesc că am spălat rufe cu femei din toată lumea pentru că am fost Global Account Director, Regional Account Director sub Sahara în Africa Regional, Account Director Balkans Regional, Communications Manager Europe, fără absolut nicio rușine, fără absolut nicio reticență, într-o poveste coerentă cap-coadă, 30 de secunde mai târziu, oamenii se uită și știu cum să mă apuce. De asta e foarte important. Aș face un pas mai departe. Da. Mai avem câteva minute la dispoziție. Uh, ia să vedem. Uh, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Aoleu. Este atât de periculos asta, pentru că trăim într-o societate în care avem nevoie de empatie, avem nevoie să ne implicăm, avem nevoie de voluntariat, avem nevoie de a ne sprijini unii pe ceilalți, avem nevoie să fim atenți la ce se întâmplă în jur. Ori asta este o scuză foarte ușoară. păi da ce, Eu, da, pe ce nu lași să moară, nu te lasă să trăiești, mă, intru în proiectul respectiv cu cea mai bună intenție și, păi ce o să mi se întâmple, o să mi se întâmple numai lucruri rele, pu, barieră, nu are rost să mă implic. N-ar să fac și atunci. Asta este una dintre marile drame din societatea românească. noi așteptând ca problemele să fie rezolvate de alții, în special de stat sau de oameni care, nu știu, au o funcție sau. Nu e treaba noastră. Păi nu e Asta treaba e... noastră și este aceasta spamă că bă, dacă mă implic, o să am... că ce o să am și de ce recunoștință? Nu o să am nicio recunoștință, dar de multe ori nu e despre recunoștință. Câștigurile tale pot să fie altceva, nu cel pe care îl ajuți trebuie să se întoarcă la tine și să-ți dea ceva înapoi. Tu poți să câștigi din implicare pe o mulțime de alte paliere. Bun, hai să vedem. Um, ce naște din pisică, șoare și mănâncă. Wow! Da, aici încărcăm pe copii cu toate tarele și defectele părinților uh, și este un foarte, foarte mare risc, mai ales într-o societate ca cea românească care este în schimbare, în modernizare, în schimbare de gândire, de filozofie, și atunci te uiți la părinte, vezi niște declarații, vezi niște acțiuni, niște fapte, și atunci tânărul, tânăra de 20 de ani, a, păi cine naște din pisică și oarești mănâncă, dar ce te aștepți, ce așteptări poți să ai. Și apare o prejudecată în care, a, ca o moștenire genetică, dacă părintele zice ceva, gândește ceva, și copilul e din aceeași cale, ceea ce culmea este culmea absurdului, pentru că astăzi avem o civilizației de civilizații între generații. Adică ai mari dar probleme dar între tineri și... Avem și o sumedenie de date, fapte, cel puțin adunate din societatea românească, în care vedem diverse cumetrii politice, familii politice și așa mai departe. Noi, uh, și sunt situații în care un părinte care face lucruri rele și copilul face lucruri rele. Ok, dar luăm și noi situațiile de a, situația la situații. De fapt, asta e tot discursul. Să nu mai mergem pe pilot automat și să gândim și să ne uităm la situații și să nu tragem concluzii pur și simplu. Este foarte ușor să vezi a cine era băiatul lui Xulescu sau fica lui Xulescu. A, păi normal. Nu, nu e normal. Stai să ne uităm la date și la fapte. Ok. Uh, cred că mai avem una. Și este interesant. De ce ai ales soare? Spunem cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești, pentru că e ceva ce funcționează destul de bine în societate, nu? Uh, puh, da, este iarăși una dintre barierele pe care le-am întâlnit și spaimele de a face proiecte, de a te implica, de exemplu, lucru cu autoritățile. A, ah, păi eu nu lucrez cu primăria sau cu la pe pe mamă, pe păi ce o să zică despre mine, ce o să se facă, se transferă tot. Am avut poză cu primar la un partid într-o localitate, cu un alt primar din alt partid. Din alt... Păi ce faci? De poz... Faci proiect cu partidul respectiv? Fac... Păi stai puțin. Una e una, una e alta. Simplu fapt că faci un proiect cu cineva, nu trebuie să transfere că către A, ah, este omul lui X, este omul lui Y. Asta nu, nu înseamnă că în momentul în care lucrezi cu cineva, îți asume o parte dintre valorile omului respectiv sau companii sau locului respectiv, dacă intri într-un grup? Există un uh, transfer, dar iarăși trebuie gândite de la situație la situație și nu trebuie să se facă un transfer automat. Pentru că uh, informațiile se schimbă, niște lucruri pe care le știi astăzi, peste trei ani de zile, se poate dovedi că unul dintre partenerii tăi uh, a făcut niște lucruri total aiuritoare. Păi n-avei de unde să știi, dar nu poți să-ți transferi după aceea, spunem cu cine, a, păi l-am văzut, a făcut uh, proiecte cu X. E la fel, e din aceeași categorie. De ce v-am prezentat lucrurile Aș astea? Aș mai avea astfel. doar scuză mă că te întrerup, poate una? reușim una, nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard. Ok. Este, hai că ți-a găsit mama, tata un loc aici, la tine, în localitate, călduț, undeva, la o companie de stat. Nu ți place ție, ce, bă, dai de, nu, nu te du după cioara de pe gard, ai vrabia în mână, stai tu aici. Hai că, uite, deja este așezată, este, hai, ai vrabia în mână, stai cu ea. Cinci ani mai târziu, depresie, 10 ani mai târziu, mega probleme, că știi ce, n-ai dat vrabia din mână. Hai să dăm vrabia din mână pe cearea de pe gar și adică să zicem că... să aibă lumea mai mult curaj? Să aibă lumea mai mult curaj să se ducă după oportunități, să știe ce dorește și ce-i place și ce obiective are și să le urmărească. Simplu fapt că ai o vrabie în mână nu înseamnă că nu -are, are sens să-ți urmezi visele. Mulțumesc tare mult, Lorand Balint. Mai vin săptămâni și cu alte vorbe pe care va trebui să le analizăm. În orice caz, fiți atenți la astea care noi zicem că nu mai funcționează. Spor la treabă, vă doresc! Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Lorand Balint.